datorii de milioane și abateri la capitolul Securitatea Muncii. Asta a constatat Comisia Parlamentară de Anchetă, care examinează modul de exploatare a substanțelor minerale, după ce a inspectat două cariere de piatră din raionul Orhei. Vizitele au avut loc în urma mai multor sesizări parvenite din partea cetățenilor și autorităților locale. Prima carieră inspectată de membrii Comisiei Parlamentare de Anchetă a fost cea de la Brănești. Deputații au verificat dacă sunt respectate măsurile de protecție în procesul extragerii de calcar. De asemenea, ei s-au interesat care sunt motivele care au dus la acumularea datoriilor la bugetul de stat. Avem datorii la stat astăzi în jur la 10 milioane de lei. S-au adunat de aceea că întreprinderea, când s-a format, a fost scutită de toate plățile. În 2012, plățile respective au revenit. A urmat cariera Ivanos, unde a venit și conducerea municipiului Orhei, care s-a plâns că bugetul orașului a fost afectat enorm din cauza unei datorii de 3,7 milioane de lei. A fost abordată și problema camioanelor de mare tonaj, care deteriorează drumurile și distrug casele oamenilor aflați în apropiere. Activați aici, este în intravilanul municipalității, luați în chirie terenurile de la municipalitate și undeva, după mine, ar fi corect și coerent ca să ducem tratative, negocieri. Deci nu este normal în Beacul 21 camioanele de 40 de toane se circule prin ogrezile oamenilor. Reprezentanții carierei afirmă că aceste acuzații sunt nefondate. Municipiul Orhei pretinde la o plată pentru folosința terenului, care noi o considerăm neîntemeiată. Ei spun că merg mașinile pe aceste drumuri, da, de mare tonaj. Însă aceste mașini consumă motorina, benzina, din care se plătesc accize, pe baza căreia se formează fondul rutier. În final, deputații au constatat mai multe încălcări din partea agenților economici care gestionează carierele. Scoatem în evidență problemele care persistă în acest domeniu. Fie că vorbim de onorarea obligațiunilor financiare, de plată, fiscale, taxe și așa mai departe, inclusiv locale, fie că vorbim de exploatarea infrastructurii la nivel local. Constatăm și abateri ce țin de securitatea muncii, și abateri ce țin de exploatare. Alți deputați au promis că vor face tot posibilul ca administratorii să-și onoreze obligațiunile financiare. Eu vă promit că în binele locuitorilor raionului Orhei și orașului Orhei, noi o să facem tot posibilul ca cariera aceasta și să plătească bani și să nu fie încălcate normele. Bugetul municipal, cât timp noi suntem în pandemie, are nevoie de fiecare bănuț. În Moldova există aproape 170 de cariere de extragere a zăcămintelor, iar membrii Comisiei de Anchetă urmează să le viziteze următoarele 3 luni. Ulterior vor prezenta un raport în Parlament, după care vor decide asupra modificării legislației în ce privește modul de organizare și funcționare a minelor.